Din primele cercetări, se pare că accidentul s-a produs în timp ce victima, împreună cu alți doi bărbați, adunau lemne de foc din pădure, perioada în care remorca tractorului încărcată cu lemne și neasigurată s-a pus în mișcare. În încercarea de a opri, bărbatul de 65 de ani a fost prins și strivit sub roțile tractorului. La locul în care s-a petrecut tragedia s-au deplasat imediat polițiștii și o ambulanță. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a decedat bărbatul.